Am venit de aici. Spăra că dacă el a dat asta cu voturile, și asta înseamnă că înseamnă că el îi înseamnă că interesează voturile. Tu asta faci. De ce înseamnă că le interesează și să simte frustrat, tu e frustrat, ce dacă nu să mai fie iubita lui în top. Acum vreau să văd dacă o să mai stea cu ea. Na, vezi? Cum ziceam. Ce zis? Că mă interesează voturile. Și acum dacă încep să zic eu ție ceva după mașina ce am vorbit cu ea, păi eu sunt simțit. După mașină? Da. Care mașină? Adică la date? Nu. Care mașină? Care mașină? Care mașină? Lobo, care mașină? Nu? Care mașină? Care mașină? Stai să termin aici sau... Păi nu-mi pasă, e treaba lor, nu sunt curioasă, nu mai vreau să vorbesc despre el. Dar cum să aduci în discuție așa ceva? Dar tu când ești din casa asta, cum ești faci? Cu voturile? Cum ești faci? Cu numărul 1 în piept toată viața? Da, nu. Păi dacă nu, eu o să ies afară din emisiune, dacă Andreea nu o să-i sune. Deci dacă Andreea nu-i sună, eu ies afară și nu mai intru, până nu o să clarifice, o să se clarifice situația. Nu, pentru că trebuie să se clarifice, pentru că se interpretează greșit, mă rog, ce vorbim, se interpretează greșit. Dar eu nu... La cum ți-o dat, o să interpretează nașpa. Cum să fiu curios de voturi că eu plec cu Bianca de aici? Plus că oricum ne câștigăm mari voturi. Nașpa, asta, asta face el. Și... Normal că un om care ce gândește, aia vorbește. Ce ai cu vrăjelile? Să dăm noi prost! Păi clar! Fetele? Clar. Fetelor? Care nu i-a făcut absolut nimic, eu m-am cestat cu ea. Producția, dați-mi să vorbesc puțin cu ele, că am ceva important de spus. Producția, am ceva important de spus. Știi cum e, bă, după ce le trec nervii... Producția, nu mai pot de nervii, vă rog frumos, dați-mi să vorbesc cu fetele. Vreau să am o discuție normală, dar pot să am o discuție normală când toată lumea urlă în jurul meu? Dar tu n-ai văzut? Dar de la masă! Vreau să vă spun și eu ceva important. Pe canapea și să vorbim, că de aia ne-am și pune. Ea n-are voie să-și dea cu părerea, n-am voie să-mi dau cu părerea. Nimeni tu, ea să vorbească, care suntem invidioase pe ele. Păi dacă-s mai slab, eu n-am ce să fac. Stă pe banii mei aici, stă pe mâncarea mea. Mă, fetelor, mie nu mi se pare normal. Stai un pic, frate, ce tu-i singur rău așa tâmpite? Fetelor, cred că s-o enerva că-l ia pe fiz. Și eu văd cadou fiz ei. Mă încurcă pe mine, căci găsește-ți un bărbat. Nu vreau să-mi găsesc, uite, n-am chef. Te las pe tine. Cred că e ciudă că e ciudă acolo că eu luat fiz cadou la Paula de aia. Nu, găsesc să vin ei la mine. Dar nu-s bărbat să-mi caut femeie. Fetelor, e problema că eu am fiz cadou la Paula. Te rog, lasă-mi. Am și eu ceva de spus. Vreau să vă spun și eu ceva. Important. Mi-a zis și mie cine îmi trebuie un castron, că am nevoie aici, că vreau să pun budinc. Vin eu. Vă rog eu frumos. Mi-aduc eu. Fetelor, cred că problema e v-o trecu nervii și acum realizați ce imagine nu, Livian, ați lăsat tu în urma voastră. Tu, iar că despre tu. Mine, că Livian, stau cu Bianca, ai creat tu imaginea asta, sunt bărbat Livian. Foarte capabil și am un impact. Pentru că ea, nu a făcut oriunde merg, să plângă, orice... că nu ne-a lăsat să nu vorbim. Trebuie să mai trag pe ceva sau să mă agăț de cineva. Și te-ai băgat, asta a fost. Andra, nu trebuie să mă agăț de cineva ca să urc sus. Dar noi nu am agățat de ea, mă. Noi am vorbit pur și simplu de la de trecut. Nu trebuie să mă agăț ca să ajung sus, dacă mă înțelegi. Livian, cu asta cu tine am încheiat. Restul fetelor, nu stau cu Bianca pentru voturi, fiindcă eu cu Bianca o să părăsesc această casă. Te rog. Fiindcă nu mai avem ce căuta aici. Lasă-ne, datorită persoanelor ca și voi. Publicul nu o să mai vadă iubire, nu o să mai vadă hai ceea ce bă, băiatul, normal prezintă emisiunea asta. O relație, o să vadă... Înțeles. Dar cine ești tu aici, Cupidon? Mă forțez să-mi fac o relație când vrei tu bătăi. Sau cum? A, vorbește în continuu. Și atunci, hai să nu o ne o să rămână numai mai power. Bang! Of love. S-o dus. Neimportant. Ar trebui să vă, să vă pese, fiindcă... Publicul e curios de așa ceva, e curios de iubire, nu e curios de bătăi și de... Nu de falsitate, de falsitate, ca și tine nu e curios. Cu tine nu vorbesc. Hai la revedere, vorbim de la toate, taci odată. Nu te mai băga în seamă, te rog. Hai, taci odată, nu te mai vorbi de spumele meu, nu mă mai implica. Mai mic? Băi, zali cu tine. Acum poți să te bagi. Hai la revedere, ca să demonstrezi ce caracter ai, ești varză. Dacă aș fi varză, aș fi de Bruxelles. Tu ești șalati. Hai, Andreea, cum fie bună asta, Andreea, recunoaște. Stai că nu mai zic. E foarte frustrat, fii, mă, că nu mai bag în seamă. E frustrat că nu o să mai fie iubita lui în top, normal. Trebuie să apar la televizor cu ceva. Te înțeleg și pe tine. Salatie. Hai, la revedere. Ești praf, oricum ești praf. Mă bucur că îți place și mi-a părut bine cu și mie și mulțumesc. See you next time.
Să te mai dai cu ruj roșu, că îmi place. Da? E frumos, asta bine. Eu până să vin aici nu mă prea dădeam, da. Asta am spus și la o emisiune la Teo, când a fost, da? Când a întrebat ce trei lucruri îți plac la femeie. A zis să mă înțeleagă, să fie foarte frumos și a trei lucru, să aibă unghiile roșii la picioare ca tine. Asta e. Bine, și de buze, okay. Nu mai zic. Mulțumesc. Mă bucur, sper că te pup. Da. Și cum s-o creat imaginea că ne-am făcut-o să plângă pe Paula? Nu mă mai interesează, spun foarte sinceră. Eu cred că apariția ta... Lumea vrea iubire. Nu vrei să fac un cuplu fake? Ba, ca să vadă lumea iubire? Asta, nu vrei să mă combin cu... Nu vrei să mă combin cu cineva numai de dragul de a minți lumea? Uite, eu nu vreau să mint susținătorii mei, că eu mi-i respect. Eu nu vreau să mi-i mint. Când o să existe un băiat, am spus foarte clar cine e capabil să înțeleagă bine, cine nu mă interesează. Când va exista un băiat cu care să mă completeze, cu siguranță voi avea cuplu. Punct. De show, mie nu trebuie cuplu. N-am nevoie de cuplu de show. Nu-mi trebuie. El, și dacă oamenii ăștia simt că eu nu mai am ce să mai caut în această emisiune, votați-mă! E foarte simplu, exact. Fraților, despre ce discutăm aici? Dar pe mine nu mai dar nu vin să mint milioane de oameni, adică că eu am cuplu, eu sunt cea mai fericită. Dacă nu există, frate, un băiat pe gustul meu, numai așa să mă combin, cu cine vreți să mă combin? Nu vreți să mă cuplați voi ăștia, cupidon, din casa asta? Hai să ne cuplăm toți aici. De vrăjeală, cum păi a dacă existat el, cândva. El a făcut cuplu fals, vrea să facem toți cuplu fals. Nu scurioasă păi, să fim falși ca și tine. Nu avem cum, Liviane. Chiar n-avem cum. Chiar nu-s curioasă de cuplul lui deloc. Așa de bie ca și tine. Nu suntem actori. Ea zice cuplu fals și atât de în casa fetelor zice nu, eu cred că chiar îl văd că e îndrăgostit, chiar îl văd că îi place de ea. Dar mi se pare că se bagă în discuții care chiar nu-l privesc. Tu da caută materiale, că dacă nu-i Bianca, el nu există în casa asta. Și atunci normal că caută materiale. Să caute ce vrea, dar să țină cont că... Nu, dar aici nu a făcut bine că s-a băgat așa, pentru că nu a fost... Da, și Bogdan... Ați Bogdan realizat ce imagine v-ați făcut. Hai, nu mă băgați pe mine. Care imagine? Să se abține, Andra. Asta trebuie să facă, că se rege în continuu de o săptămână. Să se abține și vorba și cu mine. Dar eu asta aș face. No. Dacă tu nu ai bunul simț, dacă eu nu am bunul simț, asta nu înseamnă că trebuie să te râzi la glumele mele. Andreea, dar râd și la glumele tale. Andreea, dar fă și tu glumii bune, că o să râd și eu. Dacă nu plângeți, vă arunc eu ceva în ochi și tot plângeți. Plângătoare, hai să aduce și Andreea! Andreea! De mâine plângeți. Conexiunea. Hey, hello, baby boy. Hello, conexiunea. Andreea! Andreea! Da, le mulțumesc părinților din tot sufletul că m-au educat să fiu o luptătoare și nu o victimă. Le mulțumesc din tot sufletul. Iar eu când vreau să plâng, Lici eu mă ascund de oameni. Așa am fost învățată. Asta nu înseamnă că sunt piatră. Iar cine poate să înțeleagă cuvintele astea, cu siguranță le va înțelege. Cine nu, mai puțin contează. Contează oamenii maturi, care chiar când cineva vorbește știe. Eu înțeleg cuvintele acelui om. Așa că nu îmi pierd eu timpul să mă mai tot explic. Și când o să mai văd situații de genul că iubesc oamenii monologul, am să-i las în pace și am să văd de treaba mea. Când ai bunul simț să ne ascultăm unii pe alții, mai vorbim. Până atunci nu vin aici să urlu și după aceea îmi spui că am făcut ceartă. Că dacă toți vorbiți, frații mei... Hai că ne auzim. Pe Mariana numai monologuri face. Nu știu, dar am apărut în casă atâtea certuri, nu înțeleg. Și vine și mă subestimează că eu sunt sluga lui asta, frate, să facă ce vrea cu mine pe aici, să mă trimită unde vrea ea. Tu, Liviana, înseamnă că nici ieri sau alaltăieri, când am avut discuția în casă, n-am înțeles nimic. Nu sunt curioasă de ce a avut Andreea cu tine. Nu mă interesează. Am vrut să scot în evidență caracterul iubitei tale. Atât. Că înjură în ultimul hal și atitudinea ei. Și ea, când i s-a luat... Livian de sub nas, că a vorbit înainte ca ea să-și termine relația, Bianca a vorbit înainte cu Livian ca ea să-și termine, s-au și întâlnit, de Livian a mințit-o că a mers la fotbal, singur, chiar da? De și el de fapt s-a întâlnit cu Comănici. Dar stai că mi-a scris mie Larisa mesaj în care o să iasă adevărul la iveală, că vrea să intre în gală, vrea să o sune, vrea să o sune pe Larisa să spună tot adevărul despre Bianca. Plus asta, stai să spun o chestie. Și acum ea crede că toate fetele, ea nu poate să înțeleagă o prietenie dintre mine și Livian, că ea direct se gândește la ce a făcut ea. Și nu e singurul caz cu care Bianca a făcut chestia asta. Ai înțeles? Și insinuează minciuni din astea de asocieri, de haită, de turme, Doamne, de scoluri, frate. Ce-i cu poveștile astea prin emisiunea? Dar unde suntem aici la teatru? Inventăm povești? Ce facem? Nu, frate, ți-am arătat că mă joc cu creierul iubita ta, cum am eu chef. Uite, așa m-am jucat cu creierul ei. Ai înțeles? Din două vorbe au crezut tot ce am zis. Așa numai, că așa am avut eu chef să mă joc. Care e problema? Uite. Urât. Așa am eu chef să mă joc. Urât. Bravo mie. Că pot. Urât. Să mă joc cu creierul oamenilor. Cu a meu n-ai putut. La
La fel a făcut și în gală, la fel a făcut și în gală. Aia m-o jigni pe mine în ultimul an. Cu creierul meu n-ai putut să te joci, Ligi, eu din prima am zis. Care toate, mă, și zis, intrat, eram doar eu și cu ea în dialog. Inima pot să spun, fiindcă te credeam o fată, o fată cu caracter care nu ar face așa ceva să se joace cu sufletul unui băiat sensibil ca și mine. Ce mai e? Creierul nu mi l-ai prostit, mi-ai prostit oarecum inima. Nu era vorba de tine și nu te mai... N-am gândit numai cu creierul, am gândit și cu inima. Când vrei să vorbim sau vrei să vorbești? Și chiar mai înduplecat un pic, mai voia. Ce interesant a fost că vrei să vorbim sau să vorbești. Cam mai apoi... Băi, când îi trântește câteodată Ligi, mori. Să zici, totul a fost un joc și... Nu mă interesează. Dacă tu pe tine te cheamă Bianca... Iar când despre cealaltă... N-am știut că te cheamă Comănici. Susține că eu fac un cuplu fake. Aduceți-vă aminte în urmă cu 2, 3 și 4 săptămâni cum ea chiar ia să ia pe canapea și zicea fetelor, eu nu cred că e un cuplu fake. Nu ne interesează, ne interesează, ne interesează, ne interesează, ne interesează, nu ne interesează. Nu ne mai vorbim despre pe oameni să creadă ce vor și cum vor. Că pe mine nu mă mai... Nu, eu pasă, nu mai vreau să dau explicații seama, unor oameni care nu vor să mă înțeleagă. E inutil să mă mai explic. Da, sincer, e inutil. Păi de-aia zic, nu mai îl băgați în seamă. Andreea! Da, măi, eu băg. Și dacă râd la glumele lui, mă, ce să mă abțin dacă ai face glume bune? Hai să vezi. Hai, la, că nu toate tu... Hai, deschide, că te las. Păcat că... Aș râde, jur că aș râde și el s-ar simți, poate s-ar simți prost, dar n-ar avea de ce că eu aș râde. Păcat că nu ai caterit în tine, ai numai violență. Mie îmi place când aud o glumă inteligentă, când aud o glumă cu un umor mai aparte, înțelegi? Decât faci ca și tine, Lilian, mai bine violență. Plus că niciodată n-aș spune că țin cu el și nu cu tine sau cu tine și cu el. Strict de umor. Tu deja prea mult râzi la glumele lui. Adică vrei să-l ademeiești și pe Bogdan în clanul vostru? Înțelegi? Ușor! Băi, Bogdan, nu te mai băga seama cu noi. Eu bine, unul la Olivia nu există niciun clan, decât în mintiu ca ta. Acolo există clan. Nu. Doar în mintiu ca ta și nu spune uitați-vă acolo, uitați-vă ce faceți cu Tatiana, cu Mariana. Părerea ta nu este adevărul meu. Uitați-vă ce faceți cu Paula. Domnul Cumila, pentru că asta mâncăresc. Dumnezeu să-ți ajute. Nu vreau să-ți fără posta de mâncare, certându-mă. Dumnezeu să-ți ajute mai departe, Livian. Eu nu și cu asta am încheiat. Și nu mă mai interesează părerea ta. Să mă readucă pe calea cea dreaptă, fi mai rău că aduceți numele mărșăvirile astea pe care... Te transformi într-un om care nu ți se potrivește, crede-mă. Să mergi în direcția ta de transformare. Gata, că acum chiar m-am enervat. O dați în religii când faceți mărșăvirile astea. Aici nu-i vorba de religie, nu știu ce ai auzit tu de religie. Gata, asta spun și eu. Udenele lui mama. Gata, te iau cu lopată. Gata că... Deja... Gata că bate vântul și nu mai auzi, microfonul nu se mai, știi? Nu mai zic. Fetelor, nu vă mai pierdeți timp, asta e părerea mea. Da. None! Da! Tu faci parte din clanul nostru? Cred că, nu știu de ce, am impresia că o să fiu scos capul. Poți să fii capul? Capul. Nu, n-am nicio treabă cu discuțiile astea, eu nici n-am înțeles încă despre ce e vorba. E cum, dacă nu ții cu Bianca, foarte mult. Ești fals, ești rău, dacă nu ții cu ea. Ai să fii serios aici, așa? Nici n-ai cum, None, să înțelegi, pentru că se aberează foarte mult. Exagerat. De aici nu știu de ce îl implicați, că... Dar nu știu, eu vreau să vorbesc cu tine, ce te bagă la emisiune, nici nu ăsta n-are rost să implic. Spune că vreau să vorbesc cu tine. Nu știu despre ce-i vorba, Andreea, dar tocmai de-aia și tac și ascult cu mare atenție să înțeleg și eu. Cam înțelegi tu, nu ești. Ai capacitatea asta. Știi ce se întâmplă? Și eu merg pe teoria aia că dacă majoritatea spune ceva, așa este, dar poate nu e cazul acum și vreau să înțeleg, chiar nu... Am înțeles. Nu e nimic de înțeles, pentru că e multă aberație la mijloc și n-ai cum să înțelegi. Dă piste false, adică... Mogiti, ele se așteaptă să-și da, Andreea, da, așa e cum zici tu, au, bă, acum... Băi, dar spune-l ăla să nu te mai bagi în seamă, că vreau să mă vezi cu tine. Nu înțelegeți că aveți minte de 15 ani. Bă, cauți materiale, băiatule, să apar pe ecran, lasă-ne să vorbim cu None acum. Minte de 15 ani aveți. Lasă, vorbim cu None, nu vorbim cu... Vorbiți chestii interesante, că bărbat. Facem ce vrem. Nu știu că vorbești cu... Ești gelos? Vai, șamar. Ești gelos cumva? Băi, asta, băi, că nu mă mai las în pace. Eu săptămâni, măi. Ia, zi la Livian ce-a făcut în camera roșie cu None. Nu, nu-i nevoie. Și-a fost în camera roșie, rămâne în camera roșie. Oh! Până săptămâna viitoare, când o să vedem. Exact.